călcând și celor din mormânt de viață dăruindu-le, Sfânta Scriptură ne spune că a mai petrecut pe acest pământ 40 de zile. Zile în care Mântuitorul s-a arătat de mai multe ori ucenicilor și sfinților săi apostoli pentru ca să-i încredințeze că și El a înviat cu adevărat. Așadar, îl vedem în prima zi a săptămânii când intră prin ușile încuiate și le zice apostolilor, pace vouă, luați Duh Sfânt cărora veți ierta păcatele, iertate vor fi și la care le veți ține, ținute vor fi. Dar Sfânta Scriptură ne arată căci unul dintre apostoli și anume Toma nu era cu ei. Și atunci când ceilalți ucenici îi spun că au văzut pe Domnul, el le răspunde acestora, căci dacă nu va vedea în palma lui semnul cuielor și dacă nu va pune mâna lui, în coasta lui nu va crede. În această zi, în anumite zone, se țin moșii de ispas. Casele și mormintele sunt împodobite cu crengi de paltin, iar la ferestre se pun frunze de leuștean. Tot azi se fac și pomeni pentru morți. Conform tradiției, odată cu ziua înălțării Domnului, sărbătorim și ziua eroilor și a martirilor neamului românesc. Certificatul de naștere al poporului român este semnat cu sângele eroilor căzuți la datorie pe câmpurile de luptă pentru apărarea ființei naționale și pentru reîntregirea teritorială. Eroii au fost sărbătoriți și la Bistrița. La cimitirul eroilor a avut loc o slujbă religioasă și depuneri de coroane. Așezându-i, Doamne, în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte și să-i odihnească. Comemorarea s-a mutat apoi în centrul orașului lângă Troița Eroilor. Eroii sunt zestrea de neprețuită a poporului din ființa căruia au fost zămisliți, eternizați de Dumnezeu, de istorie și de biserica noastră străbună. Cine nu-și prețuiește eroii, nu se prețuiește pe sine. Medicii din județ s-au întâlnit astăzi în cadrul adunării generale anuale a colegilor medicilor din Bistrița Năsăud. Cadrele medicale și-au prezentat activitatea din ultima perioadă și au vorbit despre situația medicilor din România. Invitatul de onoare al întâlnirii a fost rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Cluj-Napoca. La adunarea generală au fost așteptați în jur de 220 de medici din județ. Ar trebui să fie prezenți toți medicii din toate structurile. Colegiul medicilor cuprinde toți medicii și medicii din asistența medicală primară și din unitățile spitalice și din rețelele cu unitate sanitară proprie. Câte subiecte vor fi discutate? Vor fi discutate, în prima parte va fi cuvântul rectorului, urmat de cuvântul invitaților. Avem invitați de la colegiile medicilor dentiști, de la medicilor farmaciști, de la Organizația Profesională Asistenților Medicali, de la Sanitas și avem trei invitați la care eu personal țin foarte mult. Sunt președinții asociațiilor pacienților cronici din județ cu care Colegiul Medicilor de Județul Bistrița Năsăud are și un protocol de colaborare. S-a vorbit și despre problemele pe care le întâmpină medicii din România. Cadrele medicale sunt în continuare nemulțumite de salariile pe care le au, iar în urma măsurilor luate de guvern, unii medici de familie ar putea ajunge în situația de a-și închide cabinetele. De ce salariu are un medic? Cum medicul de familie, spre exemplu, are un venit pe cabinetul medical, ce pot să vă spun este că din calculele făcute, dacă lucrurile vor merge în direcția propusă, multe cabinete medicale vor fi nevoite să falimenteze.
Ne puteți spune în medie cam ce salariu are un medic? Cel mai mic, cel mai mare? N-aș putea să vă spun, pentru că la cabinetul medicilor de familie este un venit per cabinet, din care medicul își suportă toate cheltuielile și din ce rămâne este practic venitul lui. Deci, în spitale salariile sunt în funcție de grila Ministerului Sănătății, în funcție de vechime, de încadrare, dar în orice caz salariile nu se ridică, hai să vă spun, cam nici la nivelul celor din Ungaria, să spunem, sau din Slovacia. Sunt undeva în jurul a 500, maxim 1000 de euro pe lună, depinde și de secția în care lucrează. Personal, nu cred că noi vom avea câștig de cauză. Nu vom avea câștig de cauză nu pentru faptul că nu merităm, ci pentru un fapt mai simplu. Pentru faptul că nu suntem solidari. Pentru faptul că, la nivel național, probabil că nu eram nici unde suntem acum, dacă nu exista acel sindicat de asistență medicală care a obligat socială, politicul, să vină în direcția credită a sănătății. Constantin Ciuci a ținut și un discurs legat de migrația medicilor români în alte țări. În cadrul întâlnirii de astăzi, 5 medici care au ieșit în acest an la pensie au fost premiați și s-a discutat despre noul contract cadru. De asemenea, medicii au făcut cunoștință cu 39 de colegi noi veniți în județ. De la 1 iulie vor exista modificări în ceea ce privește sistemul majorărilor de întârziere. De asemenea, Direcția Generală a Finanțelor Publice reamintește contribuabililor persoane fizice că ultima zi de depunere a declarației 200 privind veniturile realizate în 2009 este data de 17 mai. Formularul 200 se completează de către contribuabilii persoane fizice care obțin venituri din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, activități agricole de felul cultivării florilor, legumelor în seră, a pepinierelor, operațiuni de valută la termen, declarațiile de venit pot fi depuse de către contribuabil direct la sediul administrațiilor financiare, la oficiile poștale prin scrisoare recomandată, online pe site-ul ANAF. Formularul poate fi descărcat de pe site-ul ANAF. În ceea ce privește completarea corectă a acestuia, puteți cere asistență de la sediile administrațiilor financiare sau de pe site-ul ANAF. Reprezentanții Direcției Generale a Finanțelor Publice anunță pe contribuabili că de la 1 iulie vor apărea schimbări în ceea ce privește sistemul majorărilor de întârziere. Informăm de asemenea contribuabilii că începând cu data de 1 iulie 2010, prin ordonanța de urgență a Guvernului numărul 39 pentru modificarea și completarea codului de procedură fiscală, este înlocuit sistemul majorărilor de întârziere cu unul pe dobânzi și penalități de întârziere astfel. Dobânzi în valoare de 0,05% față de 0,1% cât era până la prezenta modificare, calculate pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate. Penalități de întârziere, calculate procentual din valoarea obligațiilor fiscale principale stinse, în funcție de perioada de întârziere astfel. Dacă stingerea se realizează în primele 30 de zile de la data scadenței, nu se datorează și nu se calculează penalități de întârziere pentru obligațiile fiscale principale stinse. Dacă stingerea se realizează în următoarele 60 de zile, nivelul penalității de întârziere este de 5% din obligațiile fiscale principale stinse. După acest termen, nivelul penalității de întârziere este de 15% din obligațiile principale rămase nestinse. Această reglementare intră în vigoare începând cu 1.